La TVR Craiova continuăm seria emisiunilor de dezbatere politică. În această primă fază a emisiunii, prezenți în studioul nostru sunt doi reprezentanți ai Uniunii Social-Liberale din partea Partidului Social-Democrat, domnul Mihai Fifor, candidat Senat Colegiul 2 Craiova. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și domnul Petre Petrescu, candidat Camera Deputaților Colegiul 5 din Dolj. Bună seara! Bună seara! Domnule Petrescu, aș începe cu dumneavoastră și v-aș întreba ce îi recomandă pe candidații Partidului Social Democrat? Despre USL și despre candidații Partidului Social Democrat, se spune în general că sunt oameni de certă valoare, de-a lungul timpului au confirmat, sunt oameni care au expertiză și sigur că, alături de expertiză, seriozitatea, faptul că vin din zona aceasta, fie a administrației, fie a lumii reale, ori de câte ori au avut ceva de spus, au spus-o în mod direct și dovadă stau că multe din dovadă în sprijinul afirmației mele este faptul că multe din legile adoptate pentru popor sunt votate de către Uniunea Social-Liberală sau Partidul Social-Democrat. De altfel, noi în ultimii ani ne-am aflat în opoziție și, dacă vreți, meritul nostru a fost că ne-am opus adoptării unor legi împotriva cetățenilor din România. Vă reamintesc aici momentul în care președintele Traian Băsescu, pe vremea guvernării Boc, a ieșit public și a afirmat că trebuie să tăiem 25% din salarii și 15% din pensii pentru ca și să mărim TVA-ul la 24% pentru ca să nu intrăm în colaps. Noi, membrii Uniunii Social-Liberale, suntem cei care am semnat pentru Curtea Constituțională sesizarea potrivit căreia nu putea fi vorba despre tăierea pensiilor, pensiile fiind un drept câștigat. Noi suntem cei care ne-am opus de asemenea fraudei care a avut loc la votul legii pensiilor, adoptată de altfel și parafată de către domnul Traian Băsescu, legea pensiilor, care cu 70 de voturi, Roberta Anastase a spus că erau în sală 280. Deci iată, v-am spus aici câteva lucruri nu cele mai semnificative, dar care scot în relief activitatea parlamentarilor Uniunii Social-Liberale, faptul că ei, în activitatea pe care o desfășoară, au în centrul atenției binele cetățeanului și în ultimul mandat, caracteristica noastră este că am votat alături de putere pentru legi făcute în interesul cetățeanului și am votat împotriva puterii atunci când proiectele de lege au fost îndreptate împotriva interesului cetățeanului. Domnule Fifor, ce proiecte intenționați să derulați acum în această perioadă, bineînțeles în sprijinul craiovenilor în prag de iarnă? Înainte de a trece la acest subiect, aș dori să vin în completarea celor spuse de domnul deputat Petrescu și să spun că diferența între noi și ceilalți este că, într-adevăr, venim cu oameni foarte bine pregătiți profesional. De altminteri, pe asta și stă ideea campaniei noastre, pe ideea de a duce în Parlamentul României oameni care să aibă expertiză, care să aibă un dosar profesional în spate. Pentru că de omul politic care stă toată ziua pe margine și doar comentează, cred că s-a săturat toată lumea. E nevoie de oameni cu expertiză, e nevoie de oameni care să știe, în primul rând, ce înseamnă un proiect de lege și mai ales ce înseamnă un proiect de lege care pleacă de la nevoile cetățenilor. Discutând despre proiectele pe care dumneavoastră le ridicați prin întrebarea dumneavoastră, într-adevăr, suntem în prag de iarnă, de altfel cred că tot craiovenul, tot doljenul simte lucrul acesta și aș veni în completarea celor pe care noi le-am mai discutat deja, adică efortul pe care eu l-am făcut împreună cu doamna primar Iauluța Vasilescu pentru scăderea prețului la gigacalorie în această iarnă, Craiova fiind orașul, singurul oraș din țară, care va avea un preț la încălzire cu 10% mai mic. Pe de altă parte, vreau să vă spun că aceasta este o soluție de moment. Evident că ne gândim la soluții pentru termen mediu și lung, pentru că degeaba scazi în fiecare iarnă și cauți tot felul de chestiuni care să poată să facă viața craiovenilor mai ușoară, dacă nu rezolvi problema pe termen lung. Așa că, pe lângă faptul că am investit în rețelele de distribuție și în punctele termice anul acesta,
printr-un efort de 38 de miliarde pe care le-am semnat acum două săptămâni, bani care vin direct la Craiova pentru investiția în rețele și în punctele de termoficare. Ne gândim deja să mergem mai departe cu modificarea legii asociațiilor de proprietari și a condominiilor pentru contorizarea individuală. Este, cred eu, una dintre măsurile cele mai cerute de cetățean pe de-o parte și extrem de necesare pentru furnizori pe partea cealaltă. Spuneam, dacă omul își plătește telefonul cât vorbește, dacă plătește, televiziunea, dacă plătește gazul cât consumă, este firesc ca și agentul termic să fie contorizat individual, de așa natură să nu mai avem, probleme între un cetățean și altul. Sunt oameni care, într-adevăr, sunt extrem de nevoiași și nu pot să achite facturile la întreține, dar pe partea cealaltă sunt oameni care pur și simplu uită sau nu doresc să facă lucrul acesta. Și atunci e o chestiune de logică, de bun simț, ca atât cât consumi, atât să plătești, și chestiunea asta înseamnă contorizarea individuală. Domnule Petrescu, dumneavoastră, ce proiecte intenționați să derulați în colegiul dumneavoastră? Sigur, eu candidez pentru al doilea mandat la Camera Deputaților. Am o vastă experiență în ceea ce înseamnă administrația locală și aș putea să enumăr aici o serie de proiecte care au fost realizate și cu altele care vin în continuare, pe care mi le propun în nou mandat. Dar, dacă vreți, principala mea activitate în nou mandat, în situația în care voi fi ales deputat în colegiul numărul 5, filiaș din partea Uniunii Social-Liberale, se va axa pe crearea de noi locuri de muncă. Eu cred că România suferă de o boală extrem de grea și boala aceasta se numește lipsa locurilor de muncă. Putem să furnizăm servicii de orice fel, de natură sanitară, de natură socială, din sfera educației, dacă cetățeanul nu are un loc de muncă stabil și nu poate și nu are bani ca să cumpere aceste servicii, atunci totul este inutil. Vom avea probleme, așa cum spunea domnul senator Fifor puțin mai înainte, cu oameni care nu-și plătesc încălzirea sau mai știu eu ce alte servicii. Deci, vă gândiți deja la niște inițiative legislative în sprijinul investitorilor în această zonă? Fără îndoială. Eu vreau să amintesc tuturor cetățenilor României și tuturor alegătorilor că Uniunea Social-Liberală, prin programul de guvernare al guvernului Ponta, este pentru prima dată când a venit cu o chestiune concretă în sprijinul combaterii crizei care afectează întreaga Europa, dar și România, prin aceea că s-a creat facilitatea ca cei care creează peste 100 de locuri de muncă să fie puternic sprijiniți de stat. În ceea ce mă privește, am recomandat și voi merge mai departe de atât, pentru că noi știm la ora actuală clasa micilor și investitori și investitorilor mijlocii este una destul de slabă în România. Și atunci, consiliile locale, consiliile județene ar trebui să vină, guvernul ar trebui să vină cu facilități în această zonă, în sensul că și cine creează 7-10 locuri de muncă să beneficieze de toate scutirile posibile. Deci n-are sens să iau unui investitor care creează locuri de muncă impozite și taxe pe o perioadă de timp, să spunem de 2, 3, 5 ani, așa, dacă am această posibilitate să am un număr suficient de mare de investitori care creează locuri de muncă și care îmi eliberează efortul pe care statul face cu cei care sunt în șomaj, cu cei pe care trebuie să-i asiste social. Eu cred că ăsta este primul punct și în ceea ce pe care trebuie să-l atingem noi în viitoarea legislație și în ceea ce mă privește, mă voi lupta pentru aceasta. Un al doilea proiect, și am să închid cu asta, este că noi aici în județul Dolj avem în mod concret niște platforme industriale. Din punctul meu de vedere, aceste platforme industriale în care s-a consumat energie, s-au consumat muncă a unor generații întregi, nu sunt folosite la adevărata lor capacitate. Și atunci, guvernul, statul român trebuie să vină și să pună la dispoziția acestor investitori sau să creeze facilități pentru cei care le au, astfel încât pe această structură unde am platforma respectivă, unde am alimentare cu gaze, alimentare cu energie electrică, apă, tot, să creez fabrici care să poată să împreia șomeri și alți cetățeni
care nu trebuie să mai părăsească țara, să plece în Italia, să plece în Spania, unde lucrurile nu mai merg atât de bine, și trebuie să lucreze alături de familiile lor, alături de copiilor, aici în România, în Oltenia, în Dolj. Domnul Hifor, vorbea domnul Petrescu la un moment dat de sprijinul acordat în perioada trecută pensionarilor. Vă gândiți la un proiect care să ajute această categorie socială? Desigur, este poate una dintre cele mai importante probleme care preocupă Uniunea Social Liberală. După aceasta a creării locurilor de muncă și punctat foarte bine domnul deputat Petrescu, facilitățile fiscale și pe care trebuie ca statul să le asigure celor care angajează, celor care reduc în felul acesta șomajul și creează noi locuri de muncă. La fel de importantă, spuneam, este problema celor în vârstă, problema pensionarilor. Mergem zilnic în cartiere și ne întâlnim cu oameni în vârstă care ne spun lucruri pe care cred că nu le mai poate trece nimeni cu vederea. Anume că pensiile sunt fie foarte mici, că pensiile nu ajung pentru plata nevoilor de zi cu zi, pentru plata medicamentelor. Lucrurile acestea trebuie avut în vedere de guvernul nostru și în programul de guvernare care este propus de guvernul Ponta. O să regăsim acolo ideea aceasta a reducerilor impozitelor sau chiar a anulării impozitelor pentru pensii. Tot oamenii ne vorbesc foarte mult despre coplata în sistemul sanitar. O altă sumă care vine și împovărează, dacă vreți, buzunarul românului și așa destul de golit de măsurile luate de guvernarea pedelistă cu scăderea salariilor și impozitarea pensiilor. Însă toate acestea, repet, se regăsesc în programul de guvernare propus de guvernul Ponta pentru mandatul viitor și cu siguranță ele vor deveni realități. Dacă reușim să corelăm chestiunea aceasta a redeschiderii Craiovei către un pol industrial sănătos, un pol industrial puternic și susținut prin facilități la adresa celor care vin să investească în Craiova, cu siguranță reușim să rezolvăm ceva din problema locurilor de muncă. Pe de altă parte, dacă ne întoarcem cu fața către pensionari, așa cum am făcut de altfel de fiecare dată, noi ca și guvernare social-liberală, atunci vom putea să arătăm că ne pasă de cei în vârstă, oameni pe care de altfel sistemul pare că i-a abandonat în ultima perioadă. Deci două chestiuni trebuie punctate foarte clar. Să încercăm să-i facem pe tineri să rămână în țară și să nu mai plece peste hotare, pentru că asta ne roagă toată lumea, toți ne vorbesc de copiii plecați afară să-și găsească un rost, și doi, să încercăm să nu-i aruncăm la groapa de gunoi pe pensionare, așa cum a făcut guvernarea PDL. Domnul Petrescu, vorbeați noastră de sprijinul acordat viitorilor investitori. O problemă în România este legată de infrastructură. Intenționați să ajutați prin proiecte legislative acest domeniu? Bineînțeles, care să fie și în beneficiul investitorului. Fără îndoială, de-a lungul timpului, în experiența mea administrativă, am participat la o serie de întâlniri, nu numai în țară, dar și în străinătate, și mi-aduc aminte că, în urmă cu ceva vreme, la Camera de Comerț din Hamburg, înainte de a lovi criza aceasta financiară și România, oamenii de afaceri, investitorii, acolo apreciau calitatea și pregătirea cetățenilor din România și criticau starea infrastructurii. Ca să ajungă la Constanța, de la intrarea în România, un tir, de exemplu, spuneau ei că face mai mult decât din Germania până la granița cu România. Asta este motivul pentru care cred că una dintre prioritățile în continuare ale guvernului Ponta și ale Uniunii Social-Liberale trebuie să fie aceea a creării unei infrastructuri. Fără o infrastructură modernă, este limpede că România nu va intra în rândul țărilor dezvoltate, în rândul țărilor europene, și cu siguranță în nou mandat, nou parlament, trebuie să se aplece din nou cu toată atenția asupra acestei probleme. La nivelul județului Dolj și la nivelul întregii Oltenii, noi trebuie să facem niște demersuri cu totul și cu totul speciale, în sensul că, din păcate, pentru noi, iată, proiectele acestea de mare infrastructură au ocolit Oltenia. Nu putem să ne dezvoltăm această regiune și județul Dolj fără ca proiecte importante de infrastructură să străbată Oltenia. Și atunci, alături de colegii mei, alături de domnul ministru Fifor, membru al actualului guvern, alături de ceilalți membri pe care, colegi pe care Uniunea Social-Liberală îi propune pentru Parlament, am discutat și ne-am hotărât ca unul din punctele forte ale activității noastre să fie sprijinirea regiunii Oltenia și a Doljului pentru un proiect de mare infrastructură. O autostradă
ar fi imperios necesară care să lege Craiova de Timișoara, de București. Un drum expres, poate, având în vedere faptul că aici Fordul este una poate dintre cele mai importante investiții din România și are nevoie de această infrastructură pe care noi o sprijinim. Am văzut că în acest proiect s-a implicat alături de Mihai Fifor și doamna primar a municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, și noi cu toții credem că trebuie să atragem atenția guvernului că în Oltenia, în Dolj, în Craiova, trebuie implementat un proiect de mare infrastructură. Ca și realizări, dacă vreți, fac parte din categoria celor care au stat alături de Consiliul Județean Dolj în realizarea unor proiecte cu finanțare externă. Și aș vrea să vă dau decât. Sunt multe. Doljul, dacă vreți, este campion din punctul ăsta de vedere pe finanțări externe. Tocmai pentru că am simțit că guvernul României este prea slăbit, iar atenția lui nu este îndreptată către acest județ. Și aș vrea să vă amintesc doar ce s-a făcut și cine dorește să vadă un lucru bine făcut. I-aș recomanda să vadă drumul județean Craiova-Breasta Predești-Carpe în limita județului Mehedinți sau Craiova-Segarcea Cârna, Craiova-Băilești-Rast și aș putea să continui. Lucruri extrem de bine făcute, pentru care îl felicit pe președintele Consiliului Județean, domnul Ion Prioteasa, felicit Consiliul Județean și să sperăm că nu ne oprim aici. Domnul Fifor, poate prinde contur o autostradă a Sudului? Desigur, asta spunea și domnul deputat Petre Petrescu. Este imperios necesar să readucem Craiova pe harta autostrăzilor din România, pentru că, pe de o parte, este investiția de la Ford și noi ne-am asumat față de uzinele Ford că vom asigura dezvoltarea infrastructurii necesare pentru ca uzina să funcționeze la parametrii necesari. Pe de altă parte, să ne gândim că în primăvara acestui an se va deschide un coridor de comunicare extrem de important pentru regiunea noastră și mă gândesc la faptul că se va circula pe podul de la Calafat și, practic, tot traficul care va veni pe coridorul acesta nu va face altceva decât să sufoce Craiova. Stăteam și mă amuzam zilele trecute văzând pe cei de la ARD, parcă le zice, nu, fostul PDL, acuzându-ne că guvernul Ponta a tăiat finanțarea necesară pentru centura de sud a Craiovei. Sunt lucruri absolut caragioase, pentru că ar trebui să ne aducem aminte că am avut un ministru al transporturilor în două mandate din această regiune și suntem încă în faza în care, dacă ne uităm pe harta autostrăzilor, cum ar trebui dezvoltată până în 2020, Craiova nu există. Ori nu putem discuta despre regionalizare, despre regiunea Oltenia și despre Craiova implicit ca și capitală regională în condițiile în care se circulă cum se circulă în relația cu Bucureștiul și cu Timișoara. Așa că este o prioritate a celor care vor reprezenta Doljul în Parlamentul României, a celor 15 parlamentari. De aceea ne ducem acolo să ne batem, printre altele, și pentru această chestiune. Craiova, ca să se poată dezvolta, să poată deveni acel pol metropolitan despre care vă vorbeam ceva mai devreme, are nevoie imperioasă de infrastructură rutieră. Altminteri, degeaba ne-am străduit să aducem investitori aici, degeaba încercăm să reluăm, iată, platformele industriale pe care craiovenii le regretă de la mic la mare, dacă nu reușim să punem la dispoziția investitorului un drum civilizat. Aș mai puncta aici că pentru Craiova s-au făcut totuși lucruri extrem de importante. Domnul deputat Petrescu vorbea de drumurile județene. Eu aș vorbi un pic despre aeroportul internațional Craiova, o altă investiție a Consiliului Județean, care poartă semnătura președintelui Ion Prioteasa, din a cărui echipă fac parte. Deci am reușit să avem un aeroport la toate standardele internaționale, dar din păcate nu reușim să ne conectăm la infrastructura rutieră mare, un lucru inadmisibil. Ori probabil cu acest mandat vom merge în Parlament tocmai pentru a încerca să aducem către Craiova din nou problema aceasta atât de spinoasă. Cred dumneavoastră că pot fi rezolvate și problemele legate de licitațiile care au avut loc pe astfel de proiecte? Pentru că s-a tot vorbit că în România un kilometru de autostradă este cel mai scump din Europa, în condițiile în care suntem o țară săracă. Bine, ar însemna să începem să vorbim din nou despre furăciunea care s-a făcut în anii din urmă, grosolană, pentru că nu trebuie să fii mare specialist ca să-ți dai seama că prețurile acestea uriașe pe care le practicăm la kilometru de drum sau kilometru de autostradă sunt chestiuni care nu pot face, care de fapt n-au făcut altceva decât să umple buzunarele regilor asfaltului patronați de guvernarea PDL. Evident că trebuie să reglăm toate aceste chestiuni, așa cum trebuie să reglăm și problema evaziunii fiscale, așa cum trebuie să scoatem munca de la negru și să o aducem la suprafață, pentru că, într-adevăr, statul să poată prospera.
Adminteri, dacă se continuă în felul acesta, nu avem nicio șansă să adunăm bani la un buget care are nevoie urgentă de finanțare. Aș vrea să vă mai spun că în mandatul acesta scurt al guvernului Ponta s-a umblat pe ordonanța 34 tocmai pentru a se putea deschide ordonanța aceasta și a se deschide accesul celor care doresc să lucreze cu adevărat cinstit la fonduri și la lucrări. Ați văzut că s-a încercat mărirea plafonului pentru achiziția directă, un lucru care a fost salutat de toată lumea, pentru că urgentăm, grăbim în felul acesta toată procedura birocratică pe care o presupune un dosar de achiziție publică, iar pe de altă parte am devenit mai transparenți în ceea ce privește achizițiile publice. Dacă nu continuăm în felul acesta, iar guvernul USR își asumă această chestiune, vom ajunge în continuare în situația în care să avem kilometri de autostradă la prețurile duble sau triple, chiar față de ceea ce se întâmplă în toată Europa aceasta civilizată, ca să nu mai vorbesc de o altă problemă pe care am tot discutat-o noi, dacă vă aduceți aminte, de prețul de pildă la dezăpezire, că sar de la una la alta, adică plăteam cu 3 miliarde de lei vechi, de pildă staționarea utilajelor în Craiova, în condițiile în care zăpadă n-a avut să semnă deloc până la vreme. Dar, repet, nu vreau să discut acum despre uriașa furăciune care s-a făcut în anii din urmă. Pe noi ne interesează concret măsurile cu care putem veni în fața electoratului nostru pentru a arăta și pentru a convinge, dacă mai este nevoie, deși eu cred că oamenii s-au lămurit, că Uniunea Social-Liberală înseamnă oameni cu soluții și oameni care știu ce au de făcut mai departe pentru cetățeni. Dar dacă îmi permiteți, n-ar trebui să trecem așa de ușor. Spuneați că vorbeați despre furăciune și despre faptul că nu trebuie să ne întoarcem. Ba da, pentru că iată, raportul Uniunii Europene arată că din 500 15 milioane de euro atrași de România în perioada anterioară, 500 de milioane, 98%, sunt suspecți de a fi fost atribuit în mod fraudulos. Este o rușine pentru guvernul Boc, pentru guvernul Ungureanu și pentru toate guvernele. Este o rușine pentru toate guvernele faptul că 98% din fondurile europene au fost atrase sau atribuite, dacă vreți, cu un semn de întrebare asupra legalității atribuirilor. Nu și credeți că ar trebui să se umble undeva și la domeniul juridic, domnul Ar trebui și aici... Adică în România procesele se întind pe o durată lungă de timp, de cele mai multe ori cei acuzați nu răspund, se prescriu faptele și așa. Sunt două lucruri unde ar trebui să se umble. Într-adevăr, la legislație, legislația este prea stufoasă, negocierile s-au făcut poate nu în picioare, ca să mă exprim plastic, apropo de ce spunea președintele Traian Băsescu, dar trebuie să oamenii care se ocupă de atribuirea contractelor de licitație din banii europeni și din bani publici, ar trebui să fie unii, eu știu, asupra cărora nu trebuie să planeze niciun fel de suspiciune. Și mă gândesc aici la Ministerul Dezvoltării condus de doamna Udrea, când iată ce reiese din activitatea și din oameni care au fost recomandați și asimilați ca fiind conducătorii acestei țări chiar de către domnul Traian Băsescu și guvernul Boc. Închei cu acest lucru spunându-vă că este o rușine pentru România ce s-a întâmplat, iar aceste lucruri, dacă ele sunt reale, dacă raportul Uniunii Europene privind fraudarea fondurilor europene este adevărat, oamenii aceștia trebuie să răspundă și din punct de vedere penal. Aș completa un pic aici. Eu cred că nu e niciun dubiu că raportul este unul corect. E suficient să ne uităm că toate programele europene la ora aceasta se află în fază de presuspendare. Pe toate programele europene, pe toate proiectele care s-au derulat, aproape pe toate proiectele, se fac corecții financiare în momentul de față. Corecții financiare pe care populația trebuie să știe că le suportă bugetul statului. În mai, când noi am preluat această guvernare, am preluat programele în faza de presuspendare, tocmai pentru suspiciuni de nereguli. Ori lucrul acesta nu face altceva decât să arate că procedurile de achiziții publice desfășurate și pot lua la întâmplare orice fel de program, fie pe creșterea competitivității economice, fie iată la Ministerul Dezvoltării, fie pe transporturi, unde se pare că a fost haosul cel mai mare.
Toate acestea au fost făcute cu suspiciuni de neregulă. De aceea, Comisia Europeană a decis presuspendarea acestor programe cu riscul suspendării. În momentul în care încep să aplici corectiv de până la 25% pe milioane, zeci de milioane de euro, oamenii trebuie să știe că sunt bani care se plătesc din bugetul statului și implicit din buzunarul românului cinstit, care a sperat ca prin fonduri europene să se poată dezvolta această țară. Evident că lucrurile acestea nu rămân așa, pentru că ele deja sunt scoase la suprafață și cineva va trebui să răspundă. Problema este ca în programarea 2014-2020 să reușim să nu se mai întâmple ceea ce s-a întâmplat în 2007-2013. Pentru că România, fără atragerea fondurilor europene, se va afla în permanență în impas. Bugetul statului român nu poate să suporte dezvoltarea durabilă a acestei țări și atunci este nevoie uriașă de fondurile europene, dar atrase corect, cinstit, la lumina zilei, pentru ca nimeni din Europa să nu ne mai poată bate obrazul că în România nu se face altceva decât se fură. V-aș spune că singurul program în continuare funcțional, singurul program nesuspendat în momentul de față, este cel pe care eu îl coordonez la Ministerul Administrației și Internelor ca secretar de stat. E vorba de dezvoltarea capacității administrative. Am făcut eforturi uriașe acolo să salvăm ce s-a mai putut salva și iată că am scăpat de suspendare și putem rula. Dar programele mari sunt suspendate tocmai pentru suspiciunile acestea uriașe de nereguli. Vreau să ne raportăm la problema cetățenilor din Craiova. Autoritățile aici pe plan local au desfășurat mai multe programe legate de anveloparea blocurilor, de lucrul acesta care să îi ajute pe craiovenii să economisească ceva bani și pe de altă parte să plătească o factură mai mică la întreținere. Da, vorbeam despre... De fapt, există un program complex finanțat în momentul de față. El se numește Căldură și Confort. Partea de căldură se referă la investițiile în infrastructură respectivă, în rețelele de distribuție și puncte termice și este gestionată de Secretariatul de Stat pe care îl conduc eu la Ministerul Administrației și Internelor. Partea de confort este gestionată de Ministerul Dezvoltării și se referă strict la anveloparea blocurilor. Există fonduri europene pentru anveloparea blocurilor, iar municipalitatea Craiovei n-a stat cu mine sunt. Practic, doamna primar a bătut drumul Bucureștiului toată vara, tocmai pentru a încerca să realizeze ceea ce a promis în campania electorală, adică faptul că în Craiova se vor învelopa blocurile, așa cum am văzut și în București, de pildă, gratuit sau cu bani cât mai puțin de la populație. Ideea este, de pildă, ieri în cartierul în Mofleni, ne-a oprit cineva și ne-a întrebat, bine oameni buni, anvelopați blocuri, dar casele? Și într-adevăr vreau să vă spun că în legislație este prevăzută inclusiv această posibilitate de anvelopare a caselor în proprietate, casele, nu mă refer la blocuri, ci la casele la sol. Ori evident că începem de undeva. Iar programul acesta promis de municipalitate continuă, el se va vedea în toată amploarea sa începând cu anul 2013, este, dacă vreți, unul dintre polii de dezvoltare pentru Craiova, acesta al aducerii confortului și eficienței în Craiova, pe lângă celelalte programe mari de canalizare, apă, salubrizare, iluminat și asfaltarea drumurilor. Mai avem doar 2 minute și aș vrea să vă raportați fiecare dintre dumneavoastră, pe scurt, bineînțeles, la o inițiativă legislativă pe care urmează să o supuneți aprobării. Eu, așa cum spuneam, îmi voi centra activitatea de deputat în mandatul viitor pe ceea ce înseamnă crearea de noi locuri de muncă, pe ceea ce înseamnă o legislație pentru oameni și nu împotriva lor, o legislație a unui stat care să aibă un comportament prietenos față de cetățenii săi. Îi asigur pe cetățenii din județul Dolj, pe alegătorii noștri, că noi, candidații USL, vom face tot ceea ce depinde în mandatul viitor, ca să nu se mai întâmple lucruri precum cele care s-au întâmplat, tăieri de salarii, tăieri de pensii, ci actele normative pe care le vom vota să fie în interesul cetățeanului. Evident că pe lângă cele pe care le vom susține ca fiind parte ale programului de guvernare ale Uniunii Social-Liberale cu toate cele spuse de domnul deputat Petre Petrescu, eu venind din administrație și având expertiza aceasta cu două mandate de secretar de stat la Ministerul Administrației și Internelor, o să mă uit în continuare către pachetul legislativ care înseamnă serviciile publice pentru cetățean. Ori asta înseamnă exact ce vă spuneam. Legea asociațiilor de proprietari și a condominiilor, legea salubrizării, legea iluminatului public, pachet legislativ extrem de important care
la care lucrăm în moment și în momentul de față la modificarea lui împreună cu structurile asociative ale administrației publice, tocmai pentru a le moderniza și pentru a le aduce cât mai mult în sprijinul cetățeanului. Domnul Hifor, dezvoltăm aceste subiecte cu siguranță și la alte emisiuni, că mai este până la alegeri. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și de telespectatorii noștri. Doamnelor, domnilor, nu plecați, însă revenim în partea a doua emisiunii cu alți doi candidați. Reluăm discuțiile alături de doi reprezentanți ai Partidului Poporului Dan Diaconescu, domnul Jenel Copilău, candidat Camera Deputaților Colegiul 4 din județul Olt. Bună seara! Bună seara! Și domnul Gheorghe Preotu, candidat Senat Colegiul 2 Creva. Bună seara! Bună seara! Domnul Copilău, vreau să încep cu dumneavoastră, sunteți